Podul Calafat-Vidin a fost deschis în urmă cu mai bine de 3 ani. Tot de atunci, punctul de frontieră de la Calafat pare să fi devenit preferatul transportatorilor, în special cei din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Șoferii au înțeles repede că aici scapă de urcatul pe cântar și deci de taxe destul de costisitoare. Nu trebuie cântar după. Nu este? Nu. E bine că nu e? На дрому кантарес нормал в Европа. На дрому, ну на граница. Ну кантар, ну. Есть кантар, мучо машина, мульт машина. Что? Statul pierde însă zilnic 10.000 de euro, susțin chiar angajații ai Companiei Naționale de Drumuri. Fiecare autovehicul care are o greutate mai mare de 40 de tone trebuie să obțină autorizații speciale de transport, pentru care transportatorii trebuie să plătească chiar și 10-15.000 de euro. La Calafat, nu știu care e interesul, în condiția care v-am spus, direcția regională nu s-a implicat. Ba mai mult, acum circa 3 săptămâni de zile au făcut recepția la acele bretele care deja erau plătite. S-au plătit către o firmă de construcții. Noi vorbim de pierderi uriașe de milioane de euro. Nemulțumiți sunt și reprezentanții firmei de transport cu feribotul de la Bechet, care își văd afacerea pusă pe butuci. Aici niciun autocamion nu intră în vamă înainte de a urca pe cântar, iar încasările sunt de 1000 de euro zilnic la doar câteva zeci de autocamioane. Noi nu facem decât să le băgăm bani în buzunar bulgarilor, cum facem și la Calafat, unde nu s-a montat cântar și trec polonesc cu câte 50 de tone și tot o țin că montează cântarul. În momentul când se va monta cântar la Calafat, pe acolo nu vor mai trece tiruri mai mari de 40 de tone, că nu fac altceva decât să distrugă șoselele din România. Șefii regionalei Dolja, CNADNR, recunosc că statul pierde bani, însă ridică din umeri când vine vorba de cântar. Au decis să trimită oameni care să verifice din acte mașinile grele și să mai recupereze din prejudiciu. Nu le pun pe platforma de cântărire, că n-am cântarul pus pe platformă. Dar cer documentele șoferului, el trebuie să aibă toate documentele și din documente rezultă la ce capacitate e încărcat. Vor fi identificați și transportatori care o să trebuiască să obțină acea autorizație specială de transport. Deci în momentul de față e la cererea lui, dacă el solicită. Sunt cereri, dar apreciem că numărul lor va crește substanțial după ce vom institui controlul. În primele 10 zile ale acestei luni, pe podul Calafat-Vidin au trecut peste 25.000 de autovehicule, adică cu aproape 40% mai mult decât anul trecut în aceeași perioadă.